A avut loc în această dimineață o nouă ședință a Biroului Național al USR Plus. Printre temele discutate sunt evident cele de pe agenda curentă a zilei și a agendei parlamentare sau guvernamentale. Cea mai importantă, aș spune, este cea legată de Agenția pentru Investiții în Sănătate. Am văzut diverse puncte de vedere, cel puțin surprinzătoare, în spațiul public. Această agenție se regăsește în programul de guvernare, este parte a programului de guvernare care a fost negociat și agreat cu reprezentanții PNL, ai UDMR și, evident, ai USR Plus. Este o agenție care își propune să facă posibile investițiile în infrastructura de sănătate, respectiv este o agenție care își propune să facă posibilă construcția de spitale în România. În momentul de față, ne uităm că acele spitale regionale despre care vorbim încă din 2014 și dacă ne uităm ce s-a întâmplat de atunci, avem o utilizare de doar 5% a fondurilor europene disponibile pentru spitale regionale, ceea ce arată foarte clar că în actuala structură de funcționare, Ministerul Sănătății nu are capacitatea de project management de a susține și de a realiza construcția de spitale, de a realiza, de fapt, obiective de infrastructură mare în sănătate. Și atunci această propunere, care, repet, se regăsește în programul de guvernare, pentru că am văzut diverse puncte de vedere că nu se știa, că nu s-a auzit, este un subiect agreat de reprezentanții. Domnul Bușoi, domnul Ceche și, la momentul acela, colegul nostru Vlad Voiculescu, au agreat acea componentă din programul de guvernare și se regăsește foarte clar în programul de guvernare, care nu este și nu poate să fie un subiect de negociere. Evident, suntem dispuși să aducem clarificări dacă sunt necesare, dar această agenție este clar necesară și foarte important, pentru că am văzut un narativ care niște linii de mesaj care se tot rostogolește, care sunt false. Nu adaugă la birocrație, nu devine un sistem mai greoi sau mai complicat. Pur și simplu discutăm despre reorganizarea unei structuri care există în momentul de față în Ministerul Sănătății și care s-a dovedit nefuncțională. Este un subiect despre care, repet, am discutat și îl vom susține, îl vom detalia și în ședința de coaliție. Nefiind discutat până acum la coaliție, tocmai din acest motiv foarte simplu, este unul din obiectivele asumate de această coaliție de guvernare, asumare care a fost susținută de Parlament prin votul de investitură al Guvernului. Aceasta a fost una dintre teme. O altă temă a fost legată de ceea ce înseamnă reglementarea plagiatului. Poziția USR Plus, o știți foarte bine, a fost consecvenți pe acest mesaj dintotdeauna. E necesar ca în cazul în care se realizează modificări pe ceea ce înseamnă legislația privind plagiatul, acesta să rămână un instrument funcțional și un instrument care să asigure o corectă și reală, repet, o reală verificare a lucrărilor de doctorat, astfel încât plagiatul să fie sancționat acolo unde el există, fără niciun fel de, sau cu șanse foarte minime de scăpare. Tocmai de aceea rămânem foarte, foarte atenți și foarte preocupați de acest subiect. Miza unei reglementări stabile și funcționale foarte importante și colegii noștri sunt foarte deschiși pentru un dialog, pentru o eventuală, dacă se va considera necesară, îmbunătățirea legislației. Un alt subiect care a fost discutat și probabil o să fie și întrebări din partea dumneavoastră, care va fi calendarul și poziția coaliției. Vom discuta această seară privind radio și TV în urma deciziei Curții Constituționale referitoare la interimate. Vom vedea în această seară, vom discuta la coaliție dacă fie mergem pe legislația actuală, fie încercăm o accelerare la nivelul Parlamentului a adoptării noului proiect de lege despre care am vorbit de altfel mai mult în spațiul public. Un alt element important pe care îl vom discuta la coaliție și îl vom propune colegilor noștri este aceea de a nu mai avea, cum e situația foarte multor state europene, de a nu mai avea domiciliu pe cartea de identitate, de a desface această legătură cumva artificială în care identitatea omului este condiționată de existența domiciliului acolo în pe cartea de identitate, pentru că asta ar permite și o participare la vot mult mai flexibilă și mult mai firească. Bun, alte lucruri, bineînțeles, subiectul important asupra care o să continuăm să insistăm, cel legat de SIJ și de desființarea acestuia, pentru că vedem dinspre Comisia Europeană, sunt,
sunt mesaje foarte clare că perspectiva MCV-ului este condiționată de desfințarea SIJU. Și înainte de a încheia, vreau să revin la primul subiect, la cel legat de Agenția de Investiții în Sănătate. Această agenție este susținută și am primit mesaje scrise de susținere și de apreciere din partea Comisiei Europene și este o abordare negociată și cu Organizația Mondială a Sănătății. Deci este o abordare care funcționează în toate statele dezvoltate, în toate statele unde sunt sisteme medicale și funcționale, unde investițiile în sănătate au funcționat, pentru că trebuie să acceptăm o realitate. Ministerul Sănătății, 250 de persoane cu echipa așa cum o are, a dovedit că nu are capacitatea să fie manager de proiect pentru spitale regionale sau pentru infrastructuri de sănătate importante și atunci trebuie să ne adaptăm, pentru că în actuala structură riscăm să nu putem cheltui resursele nici cele din PNRR, nici cele din programele operaționale. Întrebări dacă sunt. De ce s-a ajuns în situația asta cu Agenția Națională de Dezvoltare a Investițiilor din Sănătate? Pare că e o primă discuție în condițiile în care până acum s-a discutat de mai multe ori în coaliție și s-a ajuns ca USR să susțină că deja proiectul e gata, există o ordonanță pregătită la Ministerul Sănătății, în timp ce cei de la PNRR spun că nu este adevărat, nu am căzut de acord Exact asta am spus. Această agenție este parte a programului de guvernare. Nu este un subiect de negociere sau nu este o propunere pe care a scos-o din pălărie un partener din coaliție. Suntem într-o logică firească de punere în practică a programului de guvernare, exact așa cum a fost el aprobat de către Parlament și cum a fost agreat de către coaliție. De asta sunt puțin surprins de pozițiile care se pretind surprinse de această agenție, care este parte a programului de guvernare, nu este o invenție a noastră. Pur și simplu, în momentul de față, am detaliat. Chestiunea ține exact de cum s-au așezat cheltuielile în PNRR și ceea ce înseamnă capacitatea noastră de a aloca și de a absorbi resursele europene pentru spitale în perioada următoare. Da, dacă vrem să mai pierdem încă un an și jumătate, doi ani, sigur, putem să o facem în 2023. Numai că cu cât o facem mai târziu, cu atâta șansa să absorbim resursele pentru construirea de spitale, se îndepărtează. Atât de simplu este. Adică agenția ar trebui să funcționeze de săptămâna viitoare, tocmai pentru ca acele licitații, acele achiziții, acele proceduri să înceapă să se întâmple. Despre asta e vorba, nu e nimic altceva, nu e o altă miză. Aici cred că e o confuzie, o neînțelegere și reflexul politic de a spune nu la propunerea celorlalți partener acoperă în momentul de față logica funcțională. Această agenție, care va avea niște zeci de persoane, nu își propune să ia locul consiliilor județene sau autorităților locale, ci își propune tocmai să asigure acel nivel de coordonare la nivel de management de proiect dinspre ceea ce înseamnă fonduri naționale și utilizarea lor la nivel local, astfel încât să lucrurile să se miște. Pentru că altfel, sigur, putem să stăm toți cu perspectiva banii aia sunt ai mei, dar nu-i folosește nimeni. Că asta e situația acum. Nu duduie proiectele pe sănătate. Dacă la transporturi vedem că sunt șantiere în țară și în fiecare zi mai crezi niște kilometri de autostradă sau de drumuri naționale, la spitale nu se întâmplă lucrul ăsta. Despre asta vorbim acum. Despre ce facem să deblocăm un blocaj funcțional în ceea ce înseamnă construcția de spitale. Ori, de fapt, lipsa unui management de proiect structurat și asumat este subiectul pentru care această agenție trebuie să existe cât mai degrabă. Bun, crearea acestei agenții este un mijloc prin care acele fonduri să poată fi atrase, pentru că noi dacă nu reușim să le atragem, degeaba sunt teoretic disponibile. 2026 este o țintă, spitalele care sunt în PNRR au un termen pentru 2026, e clar că e nevoie de o coordonare mult mai eficientă în ceea ce înseamnă managementul acestor investiții în sănătate. Ori agenția exact asta trebuie să facă. Și este și aceasta, agenția, crearea ei, o țintă, creată în PNRR, o condiție pentru a putea merge mai departe? Este unul din obiectivele din PNRR, fără îndoială, se regăsește acolo în întâmplător. Premierul a știut că există acest obiectiv pus în Planul Național de Redresare și Reziliență transmis în de Bruxelles?
Fără îndoială, premierul a fost asigurat coordonarea întregului program, cum de altfel s-a și convenit la nivelul guvernului. Vă rog. Nu, listele electorale, că poate n-a fost eu clar și a apărut că este o chestiune de vot. Nu, în marea majoritate a țărilor, domiciliul nu este o componentă a identității persoanei. E, asta vrem și noi, să nu mai fie condiționată existența un domiciliului, să nu mai fie pe cartea de identitate. Deci elementele definitorii ale identității nu să nu mai cuprindă domiciliul. Că are și un efect sau poate să aibă și un efect electoral, asta urmează să vedem în reglementare. Oricum vor fi tot așa listele de oameni care locuiesc, primăria are domiciliul cetățenilor și toate alea. Alea nu dispar, adică nu ne radem. Da, despre asta e vorba, exact. În momentul în care depui documentele pentru buletin, pentru carte de identitate, să nu mai fie necesară și acea dovadă adresei, adresa fiind cea pe care o declar sau care ești înregistrat în celelalte documente ale primăriei, autorităților locale. Da, este o propunere pe care o să o facem în coaliție. Este o dezbatere mai veche pe acest subiect și credem că în momentul de față, când se discută noul format al cărții de identitate, discuția redevine actuală. În discuțiile cu Comisia Europeană vor mai continua încă câteva săptămâni clarificările, după care vom ști cel mai târziu termen va fi septembrie. Poziția mea și a USR Plus este una foarte clară, e nevoie de o modificare a actualei forme acelei legi privind educația pentru sănătate, în care opțiunea aceasta de opțiunea opt-in să fie înlocuită cu opțiunea alta, adică toți copiii să aibă dreptul la educație și acei părinți care consideră, pe considerente religioase, morale, de orice fel, că ai lor copii nu trebuie să primească acel tip de educație, pot să și retragă. Astăzi formula legii este una nefericită, am spus-o și continui să o spun, în sensul în care se pornește la premisa că niciun copil nu are dreptul la educație pentru sănătate și doar acei copii ai căror părinți îi duc de mână și semnează da să primească educație și prin acest domeniu, doar acei copii ar putea beneficia de astfel de ore care țin de sănătatea și de șansa la o viață de calitate, respectiv de a nu deveni părinți la 14, 13, 15 ani, cum din păcate suntem primii în Europa. Aceasta este poziția de principiu, da, trebuie să existe pachet de educație pentru sănătate pentru toți copiii, dacă un părinte vrea să-și retragă, are dreptul ăsta, da, e dreptul părintelui să hotărască asupra copilului, dar regula generală trebuie să fie că toți copiii au dreptul la educație, suntem foarte fermi. În momentul de față, colegii mei chiar acum, după ședință, urmau să discute din nou cu liderii de grup dacă va fi amânat pentru toamnă sau va trece de Senat și va veni în cameră unde se va purta această discuție de completare. Deci n-am în momentul de față, o să vedem care va fi rezultatul negocierii. Mie mi se pare că statul are datoria să asigure un minim de educație disponibil pentru toți copiii, independent de nivelul, să spun, sau de viziunea părinților fiecăruia dintre ei. Trebuie să avem un pachet, noi ca stat, să avem un pachet educațional pentru sănătate care să le dea șansa copiilor să afle că sunt metode sau există modalități prin care putem să nu mai fim țara pe primul loc în Europa la mame minore. Deci orice discuție morală sau teoretică se oprește când ne uităm la cifre. Suntem primii în Europa la mame minore. Asta arată că mecanismul fiecare știe cel mai bine și fiecare crede că se pricepe, nu funcționează. Copiii noștri nu merită să fie victimele credințelor noastre bune sau proaste. Copiii noștri merită să primească un pachet de educație și am auzit multe inepții spuse că dacă o să vină nu știu cine și o să învețe nu știu ce tâmpenii. Fals!
Ministerul Educației are datoria ca aceste ore de educație pentru sănătate să fie făcute de medici, să fie făcute de oameni profesioniști și certificați. Nu se pune problema că vin oameni de pe stradă și le învață nu știu ce năzbâtii. Haideți să scoatem capul din găleată, să acceptăm copiii noștri sunt mai buni decât noi, lasă să se uite pe telefon, pe tabletă, accesează mai bine decât noi internetul și accesul la informație pervertită le este mult mai la îndemână decât credem noi. Ori pornind de aici, trebuie să fim foarte clari că noi ca stat trebuie să asigurăm un loc și aia trebuie să fie ora de la școala de educație pentru sănătate în care să afle niște informații care să-i protejeze de orice fantasme din zona pornografie sau alte tâmpenii. Despre asta e vorba, asta e chestiunea de fond. Haideți să le luăm pe rând. Cu... Subiectul avocatului poporului, subiectul SIJ, sunt subiecte foarte urgente care trebuie rezolvate împreună în aceste zile. O să avem discuții în coaliție în această seară, o să vedem care va fi poziția, repet, sunt subiecte care, pe care trebuie să le rezolvăm și SIJ-ul și avocatul poporului. Da, este... A fost în prima lectură în guvern săptămâna trecută propunerea de ordonanță care prevede explicit acest lucru, o creștere de la 1 ianuarie cu 20% a alocațiilor. Este poziția guvernului, o să vedem dacă mai vin alte completări de la Ministerul Muncii sau de la Finanțe până la ședința de guvern. Deocamdată suntem pe acea propunere. Deocamdată eu știu și am în față varianta care a fost propusă în guvern. Dacă mai vin de la Ministerul Finanțelor sau de la Muncă alte propuneri, o să discutăm, vedem și în seara aceasta. Da, este trecută suma expresă care este 20% și rată de inflație. Aceasta este formula care a fost în prima lectură a ordonanței. Dacă mai apare vreo ordonanță, n-a ajuns încă la mine vreo informație care ar fi, dar dacă mai apare o să vă anunțăm. Asta vă spun, avem în momentul de față o ordonanță în primă lectură. Asta sunt informațiile pe care le am. Restul, dacă Ministerul Muncii vrea să detalieze, cu plăcere. După cum am spus deja, există o ordonanță în primă lectură pe care o cunoașteți cu toții. Această ordonanță prevede o creștere de 20% la 1 ianuarie. Dacă mai apar alte completări de la Muncă sau de la Finanțe, voi fi primul care vă voi da de știre. Exact, și acest obiectiv este realizat pe mecanismul despre care am vorbit. Avem ordonanțe în primă lectură, probabil săptămâna aceasta va fi și adoptată. Tocmai asta am zis că în această seară vom discuta în coaliție care va fi abordarea pe calendarul decizional referitor la conducerea radioului și televiziunii. Respectiv, fie modificăm legea, încercăm să ne încadrăm până la finalul sesiunii, fie vom lua decizii. În momentul de față avem această conducere interimară, care asupra căreia vom lua niște decizii în această seară. Asta depinde de cum, dacă avem sau nu spațiu procedural pe zile pentru adoptarea noii legi și noua numire, eventual cu o sesiune extraordinară, o să vedem în această seară. Nu e o chestiune de preferință, e o chestiune de analizat opțiunile legale posibile.
Înțeleg că domnul prefect și-a exercitat niște atribuții, vom vedea care va fi decizia instanței de contencios. Adică nu, ce aș putea să comentez aici? Vom vedea care va fi decizia. Dacă n-ați trebuit să discutăm în coaliție, dacă n-ați trebuit să discutăm partide între ele, se vadă dacă existau alte variante, pentru că primarul Repede spunea că a fost acel nimic presat de situația acolo la capitale, Am înțeles, dar în momentul de față, de moment ce avem o sesizare la o instanță de contencios administrativ, așteptăm să vedem care va fi decizia instanței și în funcție de asta vom lua și deciziile subsecvente politice dacă sunt necesare. Mulțumesc frumos!